Hei, salut tuturor și bine v-am găsit la un episod din care cu Wolverhampton, ultimul sezon. Înainte de toate, hai să vedem câte like-uri putem strânge la acest video. Hai, forță așa, cât de multe. Bun, deci trecem la treaba, avem aici un match împotriva celor de la Bournemouth, care eu zic că putem simula cu cea mai mare încredere, pentru că desigur trebuie să fie o victorie clară, mai ales că jucăm la noi acasă, nu? Deci clar este victorie, hai să-i dăm bice. E bice, au, e capul meu, 4-0. Două goluri Ronaldo, două goluri Aubameyang, un pic am stat acolo așa un pic cea de genul... Dar ce nebunus. Cum să-mi fac griji, mă? Ia l-ai pe Ronaldo și pe Suarez acolo. Top scorers. Ronaldo și Suarez. Bă, ce echipă fac așa. Și vine din spate o zi acum. Oare aș reuși să fac? Să am 3 jucători la top scorers, adică top golgeteri, gen Ronaldo sau Suarez pe primul, pe primele două locuri și pe aceea o zi acum pe 3. Bă, vă dați seama cât de tare ar fi faza. Bun. Hai să vedem, asta mi-aș și propune să încerc să fac, mai ales cu Iacob. Ho, ho, ho. Bun. Meci aici pătruva celor de la Manchester United. Parcă m-ar tenta să fac un simulate. Stai să vedem, deci sper să avem United, cupă, Watford, Stoke City, Sunderland. Da, hai să facem așa și facem, habar n-am, să vedem. Bla bla bla. Oh, stai mă că se vine perioada de transferuri. Fuck, chiar mă. Na, e bun. Transfer window is open. Cojocaro, Buffarini, Oziacum, Nafim, bla bla bla, Cosmescu, ok. Ia, Royce, foarte bine și-a revenit și Royce. Asta e o veste foarte bună. Din păcate, Ronaldo e aici accidentat. Aia e și mai nasol. Dar cel puțin, cum așa a revenit și Royce la momentul oportun, la momentul, bă, la fix și-a revenit omul ăsta. Hai să punem acolo și pe Hummels, că deja am tot jucat fără el. Acolo și Suarez. Așa, țaca, țaca, taca, taca. Foarte bine. Bun, foarte, foarte, foarte bine. Ia să vedem în legătură cu transferurile atunci, dacă tot a venit perioada de transferuri. Dacă tot o comentat jucătorii, ce să le faci, nu? Ce să le faci? N-ai ce să le faci. Transfer este de House, for loan, Dodo, și da, mi se pare ok. Pa, facem așa. Bun, Bateng, no. Hamel, no. Curzava, Masoacu, Ștefănescu, loan. Buffarini, nu prea l-aș da pe Buffarini, că e, na, rezerva mea, dar, shit. Și pe Costin l-am dat ca și loan. Bă, nu pot să-l vând pe ăsta, îl mai țin el. Stalce, Cealhanoglu, Nainggolan, Rakitic, Oziacup, Movile loaned out. Royce, Cojocaru, și el aș avea nevoie. Cosmescu, na, pula mea, te-aș împrumuta undeva, dar ce crezi? Crezi că să te joace echipa aia? Hai să te dau împrumut, na, dacă tot îmi comentezi atâta. Dar, oricum, avem aici meci cu United, mă gândesc dacă să-l joc sau nu, dar hai să simulăm acest meci. Da, reușim să-l învingem așa prin simulate. Ah, vai. Hai să vedem, 1-1. Ai, bă, ce-i drept să faci simulate cu United, să scoți 1-1, nu-i tocmai așa rău, să zic așa. Dar, na, e ok, hai să ne primim direct oferte. Ia mă pentru Diego Reyes, rezerva mea, dar nu-l vând, nu, l-am luat ca și pe post de rezervă, nu. Nu-i de vânzare omul. Buffarini, da, într-adevăr, nu știu ce să zic. Cojocaru, bă, aș vrea să-l păsesc pe Cojocaru, nu pot să-l vând pe Cojocaru, că, na, mă, e jucătorul meu, eu l-am creat, cumva să zic așa, eu l-am creat, mă, pe Cojocaru, cum dracu să-l vând pe Cojocaru, e ca și cum ai zice... Să-l vând pe Mocanu. Nu-l pot vinde pe Mocanu, mă. N-ai cum. Țaca, țaca, n-ai cum. Bun, hai să mai oferim acolo un contract la Mocanu și da, va accepta respectiva ofertă. Și între timp, ia aici, se întâmplă și primul transfer. Benatia, doar 14 milioane jumate. Incredibil cât e de ieftin Benatia deja. Vai. Bun, asta să vedem în legătură cu banii.
Bă, avem ceabănuți. Ceabănuți avem aici. Hai să vedem niște jucători, ok? Stați că revin eu imediat să vedem de niște jucători. Ok, cred că am găsit aici un bug foarte fain. Nici nu mai știu dacă vi l-am mai spus în alt video sau nu. Deci dacă l-am mai spus, îmi cer scuze de aia că nu mai rețin minte. Este Meshbach. Aici la 35 de ani, de fapt pe la vreo 34. Uitați-vă mă ce statistici are un jucător la 35 de ani. Ziceam 34 că cam parcă de la 34 a început să aibă aceste statistici. Bă, la 35 de ani omul ăsta e mai bun ca Dumnezeu în apărare pe poziția de LB, mă. 86 overall. Bă, ăsta e unul din bug-urile alea faine pe care le poți găsi în FIFA. Ia uitați, deci dacă aveți nevoie de un jucător ieftin și bun, Meshbach este omul vostru. Bun, deodată am ajuns la o perioadă atât de avansată în ani, încât, uitați-vă, până și Chiellini valorează 7 milioane jumate. Wow! Deci deja îi nebunie pe aici. Nebunie de-a dreptul. Și încă te mă gândesc așa, dacă ar fi să-mi cumpăr un jucător, ce jucător să-mi cumpăr, că practic toată echipa mea este absolut superbă, absolut puternică, frumoasă. Nu prea ce se schimb, sincer. Dar, da, eu încă te mă uit, tot mă gândesc, dar practic, n-am ce să schimb. Pur și simplu nu am ce să schimb. Toată echipa este superbă. Aș fi vrut pe James Rodriguez, dar n-am atâția bani. Și dacă aș fi avut atâția bani, aș fi avut banii de salar. Dar oricum, Dumnezeule, cum e omul ăsta, 93 overall. Fuck. Bun. Și în rest, desigur, ea Messi, iară nu ne putem atinge de el, că iară e foarte scump. Și în rest, bă, ce rost are, știi? Adică, bă, deja le avem pe toate. Le avem pe toate, nu mai e ce. Nu mai e ce, avem cea mai bună echipă din lume. Poate pe Griezmann, să luăm pe Griezmann. Așa să-l poți juca pe poziția de Erev. Joacă așa, da, Erev și Elev. Bă, na, nu știu ce să zic. Hai să vedem, să luăm pe Griezmann. Mai ne jucăm un pic și cu Griezmann. Hai să vedem, na. O, dar uite ce salar are, 220.000. Ah, fuck, no, că atunci n-am bani de salar. Na, nu știu, hai să ne mai gândim. Până atunci avem un match aici împotriva la Wigan, la Emirates FA Cup. Deci hai să vedem de acest match în The Emirates FA Cup. Hop, hop, Emirates FA Cup. Hai. Oh, 4-1. Oi, oi, mi-a dat și un gol totuși, de alea și pe Stanciu acolo, dă gol frumos Stanciu, bravo Stanciule! Stanciule, băi băi băiatule, băi băi băiatule, băi Stanciule! Hai bă, de-abia aștept să vină la te faci 17 să-l văd acolo pe Stanciu, numai cu el o să mă joc, cred că. Bun, e așa foarte bine, mai evoluează și acolo Ortiz, ala-i mă, ala-i ce vreau să aud mă. Foarte bine, avem aici arăși un meci cu Watford. Ia să vedem, data trecută parcă n-a fost tare bine cu Watford. Sper ca de data asta să fie mai bine. Deci, haideți, țineți-vă și voi pumnii să-i batem pe cei de la Watford. Ok, sună ciudat să zici, hai să-i batem pe cei de la Watford, având în vedere ce echipa am eu, dar nu știi niciodată echipele astea mici când te surprind, știi? Da, 2-0, gol Aubameyang și gol Bellerin. Foarte bine, bravo băieții. Ia în sfârșit Cojocar acolo a semnat noul contract, deci am rezolvat o problemă acolo cu Cojocarul. Asta mă bucură foarte bă, mă bucură mult faza asta că n-a rezolvat Cojocarul. I-au revenit și băiețașii din loan, că am dat un loan short, numai că nici nu știu dacă a prea jucat, că nu a evoluat mai niciunul. Deci, da. Bun, ne-zdem, merge aici cu Stoke City, iar mă trebuie să dau auto-replay, ce dracu? Na, hai, Stoke City! City of Campton! Ta-na-na-na-na-na. Oh, ai de capul meu, 5-0! 5-0! Suarez! Două bobe, Suarez, două bobe, o Jacob și una Royce. Bravo Royce, așa după accidentare, revin forță, man. Ia-i, bă! Suarez pe primul cu 10, o Jacob cu 9, după aia Ronaldo cu 8 și mai jos trebuie să fie Royce, spun undeva. Da, ia-le pe Royce cu 5 goluri. Bă, o să am imediat 3 jucători în top golgheteri. Trioul magic. Foarte tare. Foarte, foarte tare. Acolo tot le evoluez și pe Bellerin. Ce mai, mă, cea mai bună echipă din univers.
stau cu bani în bancă și eu nu fac niciun transfer. Bă, e prea bună echipa. Ce transfer să faci? N-ai ce transfer să faci. Bun. Ia, nici nu prea vin ofertă pentru jucătorii mei. Că știu băieții că n-au ce să se atingă de jucătorii mei. Suntem prea buni, prea scumpi pentru voi. N-aveți ce? N-ai ce să întrebi? Ce, șeful, putem vorbi în legătură cu transferul lui Xulescu la echipa noastră? N-ai ce, mă, du-te acasă și sugi un Pampers. N-ai ce. Bun. Bun. Ia să vedem... Ronaldo încă tot accidentat, Rakitic mai nou accidentat, Boateng accidentat. Nașol, neșul. Bun, dar totuși, hai să mă mai uit o dată peste transferul, că parcă n-aș sta cu bani așa în bancă. Numai să văd pe cine dracu să cumpăr. Ia să vedem, în jur de 40 milioane. Na, ia să vedem. Ok, am găsit un jucător care parcă ar fi așa o nebunie, o extravaganță să-l aduc la echipă, dar totuși avem nevoie de mai mulți bani, hai să cerem de la club mai mulți bani, ce qualify direct, vreau să câștig, ia câștig pe tăti, am scris, win. Hai numai să-mi dea o grămadă de bani băieții, ăștia de la conducere, am nevoie. Să vedem transfer offers pentru o Ziacu pe care eu nu o să-l vând în viața mea. Oricum, pui mei, mă terminat sezonul imediat. Ci de la Leicester, ofertă aici pentru Mocanu, o ofertă foarte, foarte mică. Mă jigniți, mă. Ia, că mi-a dat ceva bani, mă. Aproape 25 de milioane. Foarte bine. Ok, accept acești bani. Cum dracu să nu-i accepte și culmea. Ok, hai să vedem atunci dacă fac așa la salar. Oi. Na, bun. Deci fiți atenți la ce jucător m-am gândit eu să achiziționăm acum. Este nimeni altul decât Bale, desigur, Gareth Bale. Îmi place jucătorul ăsta în nebunie și am zis că bă, trebuie să-l luăm. Ia să vedem, da, este un star mare acum la Bayern München. Și o să trească să aruncăm o grămadă de bani. Dar sper eu să reușim să-l achiziționăm. Ia mă, la fix aproape că mi-s banii, mă. Incredibil, la fix mi-s banii, dar o fac aici oferte pentru Bale, sper să vină. Ia să vedem, transfer oferă pentru Mocanu, deja parcă ușor vin ofertele mai bune pentru Mocanu, dar tot nu-l vând, mă, nu știu. Na, ia uzi, Manchester United îl vrea pe Hakim Astur. Na bun, avem aici un match împotriva celor de la Sunderland, hai să vedem cât de tare îi batem. Și răspunsul este... foarte tare, semi-tare, 3-1, gol de către Ozeacup, Aubameyang și nimeni altul decât Nainggolan. Bun, bravo băieții, avem aici un match în cupă versus Arsenal. Match greu, dar totodată match frumos. Ia să vedem, hai, încarcă-te, dic, mă, 85 overall, fraților. Un portar, fiți atenți, mă, portar venit de nicăieri de la baza de juniori, mă, baza de juniori. M-am chinuit cu el, am început din greu. Uitați-vă, mă, la el unde e acum, 85 overall, român, 91 diving, 79 handling, 82 kicking, 89 positioning și 91 reflexe. Dumnezeule, bă, Mocanu ăsta e un zeu, mă. Bun, ești de mai aici arăși transfer offer pentru Mocanu de la Monaco. Parcă sună fain, Mocanu, Monaco, Mocanu la Monaco, știți ce vreau să zic? Bun, dar nu, refuzăm chiar dacă oferta este foarte corectă. Ia-mă la Benfica, aproape 60 milioane. Dar nu-l pot vinde, nu știu ce m-aș face fără Mocanu. Chiar dacă ofertele astea au fost foarte corecte. Aici ăștia vor o grămadă de bani pe Gareth Bale și cumva de înțeles, doar că nu vreau eu să dau atâția bani pe el, băi, prea mult. Aș putea oferi pe Calhanoglu, că oricum nu prea-l joc pe Calhanoglu, hai să vedem. Vi-l ofer pe Calhanoglu, hai să vedem așa, vi-l ofer pe Calhanoglu cu Mitur, cu Bayern, Germania, da, iar semifinale, mare atenție, aici o să fie greu, dar totuși aș vrea să încep printr-un simulate, să văd exact așa cât de bine de descurcăm versus Arsenal și dacă e ceva de rău, jucăm celălalt match. Bun, hai să vedem dacă reușim să câștigăm. Ai suspansul, 1-1, 1-1, 1-1,
Opa, opa, nu-i tocmai floare la ureche. Din păcate, ia mă, că nu vor costa cu Calhanoglu și totuși Calhanoglu valorează ceva, mă. Dar se pare că na, ei nu-l vor pe Calhanoglu. Aia e, ce să faci? N-ai ce să faci, vom sta pe cur și aia e. Din păcate nu a putut lua pe Gareth Bale, se vrea mult mai mult pe el decât scria acolo, dar totuși am avem aici niște bani, deci trebuie să-i cumpărăm un jucător șmecher. Dacă Gareth Bale n-a venit, bă, ce să zic, să luăm pe Dybala. Dybala, băi, băiețașul, tu pe ce poți juca? Peste și pe CF, a? Că l-am pe Ortiz. Asta totuși, măcar dacă l-aș lua pe Griezmann, poate juca și pe LV și pe RV. Hai să luăm pe Griezmann. Hai să-i oferim aici ofertă. Oricum ea mai are un an de contract. Deci, bag piciorul, de ce nu? Hai să-i băgăm acolo niște bănuți și să vedem dacă acceptă. Așa, pac, pac, țaca, țaca, p-am dat de prea multe ori back. Așa. Așa. Am, oliu. Și voi vreți, mă, o tonă de bani pe el, mă, mă, nene, mă, 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 stoarceți de bani, mă. Oricum nu am ce face cu ei. Cum o sunat asta? Bun, ia să vedem. Pentru masă acum, bă, aș accepta. M-aș accepta, sincer, adică, bă, el e rezerva noastră, știi, și nu știu ce m-aș face fără el. Dar, bă, dacă mi se oferă 25 de milioane, eu îl dau, adică, bă, piciorul. Ia, opa, opa, accepta Griezmann. Hai, 3 ani să nu zic că îl chem prea mult. Așa, 3 ani, pac, pac, țaca, țaca, Griezmann la Wolverhampton. Bun, avem aici un match în cupă versus Bournemouth. Bă, dar multe simulări facem noi astăzi, da? Trebuie să avansăm, să terminăm sezonul, nu? Bun, hai să vedem match versus Bournemouth în cupă. Ep, simulări! Vrei simulări? N-a de aici simulări! Și este, desigur, 3-1, două goluri Nainggolan și 1 Aubameyang. Bun, 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 bă, degeaba, mă, parcă Rakitic ăla a fost un pic fail, având în vedere cât de bine joacă ăsta, mă, Nainggolan, incredibil. Bun, ia suntem atunci, hai să mai bevulăm, știu și eu, jucători de-ai noștri atunci, dacă tot au revenit înapoi după loan, două dracule, evoluăm și pe ăștia. Așa. Bun, 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 bun. Ia și Cojocaru acolo evoluează, deja are 9, 89 attack positioning, aproape că face 90, mă, ești nebun. Bun, ia să vedem, player sold, ia mă că l-am văzut pe masă acum, mă. What? LOL? Și am îl transferăm pe Griezmann! Hei, Griezmann, bine ai venit, fratele meu! Bun, 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 o venit și Griezmann, mă, nene, mă. Dar totuși atunci ar trebui să-mi caut un jucător de rezervă pe poziția respectivă de unde a plecat Masuaku, adică un LB, nu? Așa ar fi cel mai logic. Da, ok, stai să facem aici desigur schimbările. Opa, nu, stai un pic, Royce. Bă, lăsăm Royce aici sau lăs pe Cam? L-aș lăsa pe Zeacup pe Cam și pe Royce aici, că totuși LM-ul e LW, știi? Da, Nu, hai să-l facem așa. Așa, bun. Bun, ia mă, și Bellerin s-a accidentat. Bă, ce dragul m-a accidentat, stăți, mă. Dacă noroc că l-am pe Veltman aici. Ok, Costin, ok, așa. Bă, ar fi Ștefănescu bun pe poziția aia, știi, adică pe care a plecat Masuaku. Numai că e foarte, foarte, na, în urmă cu evoluările, să zic așa. Bun, aici și Griezmann. Ia foarte bine, Elev, Rev și este. Ok, bun. Mamă, ce transferuri faci noi aici? Hai să căutăm și un LB. Hai să căutăm și un LB, un LB șmecher. Ia să vedem, bă, unde dracu să ăștia pe LB, ia, ar fi Wendell. O, este foarte șmecher Wendell. A, pe Rodriguez, în pui mei, trebuie să ofer direct prima echipă. Și Alexandro, sau Meșba, hai să luăm pe Meșba, mă, nene, mă, ia că și expiră contractul. Vai, Meșba, ia hai tu la echipă. Ia hai tu, Meșba, la echipă, încă și oferă o grămadă de bani.
având în vedere că îți expiră contractul, stai un pic să ne înțelegem. Așa, bă, luăm pe Meșbah ca rezervă, eu cred că ar fi foarte tare. Bun, hai să vedem aici returul împotriva celor de la Arsenal în Cupa Capital One Cup. Hai, 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 băieții mei, băieții mei, 2-2, ați făcut, mânca mea, ați pula. Ronaldo iar ratează un penalti. What? Iar ratez, mă! Oh, vai. Ia să vedem aici de împrumut pentru Blackburn Rovers. Stai că o să mă gândesc, dar mai întâi să văd dacă ăsta, dacă am trecut mai departe în faza asta, mă, stai un pic, de cupă versus Arsenal, stai un pic, Capital One Cup, așa-i? Băi, eu nu mai văd nicio cupă. Na, futui. Na, mă rog, aia este, dacă nu câștigăm cupa Capital One Cup, îmi bag pula în ea. Bă, deci Blackburn Rovers, ziceai, ia să vedem dacă poți juca la Blackburn Rovers sau este altul mai bun ca tine, mă, că mie îmi place așa să mă uit la echipe, știi, să, bă, să știu că îmi dau jucător undeva unde știu că va juca. Ia să vedem unde e Franța, ăștia la Blackburn. Bun, găsit aici pe Blackburn, totuși, bă, ăștia au trei portare aici, David Raya, Eastwood și Steel. Nu cred că va juca dacă îl dau la ei, cred că mai mult îl vor ține ăștia ca și rezervă. Deci voi, voi da decline la oferta făcută de către cei de la Blackburn, că nu simt că va juca acolo acest jucător și vreau undeva unde să joace, da? Na, aia e. Păcat că nu poți face aici în joc cum ai putea face în realitate și de genul să oferi jucătorul tău unei echipe și să zici, bă, fii atent, iei tu jucătorul, dar îl joci și hai că îi plătesc eu, nu știu, jumătate din salar, știi, așa să nu zică echipa respectivă că, bă, noi nu putem să luăm pe jucătorul ăla care are salarul foarte mare, știi, zici, bă, stai liniștit, plătim noi, așa o parte din salarul său, plătim noi jumătate din salarul său și, știi tu, se rezolvă. Numai tu să joci acolo, cea de ce nu. Dar, din păcate, na, jocul ăsta nu-i atât de realistic și, desigur, n-avem șanse să se întâmple așa ceva, deci prea curând. Bun, ia să vedem aici, desigur, Sampdoria refuză oferta mea făcută pentru Meșbah. Parcă mă așteptam într-un fel să refuze. Hai să mai facem o ofertă, chiar dacă omul ăsta expiră contractul, nu avem ce face, dă mai mulți bani, că na, nu trebuie o rezervă ca lumea pe LB. Aș dăm și nu știu cât a mai jucat băiatul, dar măcar 1-2 ani, ce contează, nu suntem în ultimul sezon, doamne fără să mi se accenteze acum dintr-o dată LB-ul și după aceea noi ce ne facem, știi? Noi ce ne facem? Bă, trebuie să fim pe fază, trebuie să avem așa un LB ca lumea de rezervă și cred eu că Meșbah ar fi perfect având în vedere statisticile pe nebune pe care le are omul ăsta, mă. Ia mă, și Bournemouth îl cumpără pe Slimani ăla. Diego Reyes, nu, ăsta nu-i de vânzare, deloc. Opa, aici avem o ofertă, bă, bunicică, aș zice eu, de la Leicester, dar totuși parcă, mă, oferăm cât valorează jucătorul, ce dracu. Aoleu, ăștia, tă refuză, și totuși deja dau cam mulți bani pe el, dar n-avem ce-i face. Ia Mkhitaryan de PSG, amu, că au bani PSG-ul după ce l-am vândut pe Griezmann, normal că-l vor pe Mkhitaryan. Ia să vedem ultimele 6 ore din transfers și în sfârșit acceptă Sampdoria aici, a? Foarte bine, nici nu mă gândesc, bă, 3 ani, tu vii la noi 3 ani de zile, la 38 de ani te țin la club, până o să-ți rup picioarele pe teren, mă, să te țin la club. Bun, ia să vedem, iarăși aici ofertă pentru Reyes pe care o voi refuza, e prea bun omul oricum. Ia short loan la Yeovil Town. Bă, dacă nici aici nu joci, mă, Cosmescule, îi jale rău de tot. Bun. Ok, la Yeovil Town. Atât timp a fost pe acolo prin ultimele ligi, deci dacă acolo nu joacă, e grav. Bun, videoul, cum și se bine vede, este puțin mai lung. Iar reușim să luăm și pe Meșbah. Este puțin mai lung, având în vedere că am făcut o grămadă de simulări și toate ce și nu știu ce și nu știu cum, plus că a fost perioada de transferuri, am zis că, bă, hai să fie așa. Bun, l-am văzut și pe Hausse că avea ceva probleme cu contractul. Așa, unde e Meșbah? Ia l-ai pe Meșbah. Foarte bine, Meșbah. Ia, hai tu, aici, shit, în locul lui Bufarini. Nimă, ce statistici are omul, mă. Deci, serios, ce statistici are omul. Și poți să joci până și pe LM. Bă, ăsta poți să joci și ca și mijlocaș, uite-te cât are la long shots. Long shots, short passing, shot power. Bă, ești nebun, asta poți să joc și pe poziția asta. Hololololololo. No, asta a dat transfer, cu omul ăsta, Dumnezeule.
Bun, 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 bun. Și ia să vedem ultimele ore din Transfer Market. Aici sunt mai 4 ore. Dar hai să vedem și după aceea, desigur, ce transfer s-a mai întâmplat și la alte echipe. Aici, desigur, iară o ofertă pentru Mocanu pe care noi o vom refuza. Că de ce aș face așa ceva? Bun, hai să vedem, trece timpul. Ia Drmić, pleacă și el. Ia Bufarini, prima ofertă pentru Bufarini în sfârșit. Ia să vedem dacă reușim să scoatem 7 milioane. 7 milioane pe Bufarini, bă, omul ăsta îți face o grămadă pentru 7 milioane. Merită, la noi, la cât de ieftin a venit și ne-a ajutat foarte mult în campionat. Eu zic că a fost un transfer foarte bun. Hai mă, nu fiți zgârțari, hai că o lăs și eu 500.000. Ia să vedem așa dacă am lăsat și 500.000, dacă v-ar accepta ultima oră de transferuri, ia să vedem ultima oră. Și după aceea vedem așa per general ce transfer s-au mai întâmplat. Bun, aici desigur refuză, mamă, 78 de milioane de euro de la Dortmund. Wow. Bă, vă dați seama cât costă acum Mocanu. Incredibil, 78 de milioane de euro. Mamă. Bun, deci este ultima oră. Ia să vedem, Arsenal l-a luat pe Benatia, Whale și încă un jucător no-name. Bărmul l-a luat pe Slimani. Așa, bun, Chelsea iară n-a făcut niciun transfer ca lumea, Everton nimic, cei de la Hull City l-au vândut pe Kanté, mă, de-aia juc așa bine Hull City, mă. Ies de Leicester, îl cumpără pe Hause, Liverpool îl cumpără pe Eriksen, iui, Liverpool se întărește, Ibni Benacho este vândut, sau mă rog, este luat liber de contract, așa, la Manchester United numai Mastor așa de viitor ce s-a luat. În rest, Tottenham l-a luat pe Ibnacho, liber de contract, pe Cocorin la Porte. Băi, Cocorin și la Porte, bă, ce transferuri au făcut Tottenham-ul. Ioi. Da, grijă mare să fim cu un ochi pe Tottenham, că și-s puternici acum. A făcut niște transferuri foarte puternice. Noi am făcut doar două transferuri, l-am luat pe Griezmann și pe Meșbach, 70 de milioane de euro, așa, aruncați, pac, da, ce contează, suntem arabi, nu? Bun, ia să vedem, aici suntem și perioada de transferuri și desigur meci cu Chelsea care o să-l jucăm, dar o să-l jucăm de-abia în episodul viitor. Sper că v-a plăcut, sper că v-ați distrat, am făcut o grămadă de simulator încât să avansăm cât mai mult în timp și desigur a fost o perioadă de transfer destul de interesantă, să zic așa, au plecat câțiva jucători, au venit câțiva jucători și după aceea o să fie meciul ăsta nebune de Champions League împotriva Napoliului, care o să fie destul de greu. Ia mă, Capital One Cup, mă. Na, e bun. Ok, deci hai să trecem la treabă, ne auzim pe data aviatoare, nu uitați de like, subscribe și dați share mai departe, prietenilor, numai bine, bye.